Suntem în direct, merge banda de pe planeta Chimaro, ziua 2, Kiss Energy, cu trupa Vank. Ce faceți, băieți? Salutare! Hello. Cum vă simțiți, cum a fost experiența din seara asta? Băi, este foarte bine, că ne bucurăm când vedem oameni, când vedem oameni care vor să cânte, oameni care au chef, oameni care sunt mulți împreună și care au mai fost încălziți și antrenați și de artiști dinainte. Ca mereu, nimeni nu se gândi să le mulțumească și artiștul dinainte, că atunci când este pe scenă, băi, oamenii sunt deja încălziți de alții. Pe bune. Și ceilalți trebuie să le mulțumească nouă, că acum... Cred că noi am fost acolo și am încălzit. Suntem foarte bine, după cum vezi, aberez într-un mare fel. Da, păi de asta suntem aici, să aberăm. Da. A început și ploaia. Voiam să vă întreb așa pe fiecare câte o chestie. Ia. Pentru că e primul interviu pe care îl iau pentru Kiss, vreau să vă întreb așa pe fiecare. Ce lucru ați vrea să mai faceți pentru prima dată, dacă s-ar putea? E o bucurie când faci ceva prima dată. Nu vă gândiți la prostii, sau gândiți-vă, nu știu. Hai să o luăm așa. Să-mi dau seama că am învățat să cânt bine prima piesă la chitară. E un sentiment extraordinar. Îl știu. Cel mai frumos sentiment. Ok, frumos, frumos de suflet. Cornel? Eu mă mai gândesc. Hai că eu am aberea, lasă și pe ei. Trecem pe aici. Dinainte să răspundă el, eu mă gândeam să răspund la fel. Deci prima piesă la chitară, prima piesă Vank la chitară. S-a întâmplat cândva când eram copil, eu am crescut cu albumele în casă. Deci cred că ăsta e singurul moment pe care aș vrea să-l retrăiesc din nou. Nice, nice, frumos, mersi. Și? Eu aș vrea să mai beau pentru prima oară. Prima beție? Da, da, da. Pentru prima oară aș vrea să beau. Dar e rău că nu ai măsură, nu știi ce faci, te duci mult. Ai noroc. S-a dat noroc, s-a făcut. Te-ai gândit? Da, eu aș vrea să... Prima dată când oamenii ăștia erau ok. Să... Să ne mai cunoaștem o dată. Aș vrea să-i mai cunosc o dată când era ok. Înainte să se strice, am înțeles. Asta e foarte ok. Că dacă oameni suntem așa, da. Ok, și tot pe firul ăsta, care e un lucru pe care îl faceți prost și ați vrea să-l faceți mult mai bine? Dacă aș putea să fac așa, aș vrea mai bine. Să cânta. Hai mă, cântați bine. Cântați bine, v-am auzit. Pentru toți, să cântăm mai bine, da. Bun, deci s-a stabilit. Băieții mai repetă și da. Eu cred că aș putea să dansez mai bine. Serios? Adică dansez atât de prost că oricum aș dansa a doua oară aș dansa mai bine. Orice dans sau... Eu am cu dansurile la tine, sunt oribil. Băi, nu, deci... ești îmbrăcat foarte salsa. Da. Nu? Păcălesc. Ești un fel de Jim Carrey în masca. Da. Alrighty then. Alrighty then. Da, aș vrea să pot să dansez mai bine decât în orice moment al vieții mele în care am dansat prost mereu. Deci... Pentru dansurile bune și în altă parte. Zero. Păi și în încheiere vreau să vă întreb așa, ce planuri aveți în seara asta și mai încolo după seara asta? Somn, da? Poate nu numai somn, sigur somn. Ăsta fură curent. Ăsta fură curent. Eu n-am Instagram. Da. Urmăriți-l pe stradă. Că n-are... Nimic, interviul ăsta trebuie să fie o prăjeală, așa îmi place, așa mi-am dorit. Nu știu, dacă e ceva ce... Ce am vrea să te întrebăm la primul tău interviu? Dacă e ceva ce ați vrea să mă întrebați, da. O să mai faci? Băi, după chestia asta, nu cred că mă mai lasă. Așa, că de ce vrei să faci? Ce faci pro și vrei să faci mai bine? Interviul ăsta aș vrea să-l fac mult mai bine. Nu, mie îmi place, mă bucur că-l fac cu voi, da, pentru bă, că noi ne și știm. Ne și știm. Și Doamne ajută. Da. Hai să prăjeală cu Alex. Prăjeală cu Alex, gata, așa rămâne. Hai, vă mulțumesc. Doamne ajută, noroc. La fel.